Iașiul va fi primul oraș din România care va avea acces la două autostrăzi, a declarat premierul Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști când vor fi deblocate lucrările la autostrada A8. Primul și cel mai mare nod rutier turbion din România va fi construit în județul Iași, la intersecția dintre autostrada Moldovei A7 și autostrada Unirii A8. Iașiul va fi primul oraș din România care va avea acces la două autostrăzi. În comparație de foarte multă lume și mulți premieri care v-au vizitat, eu văd pentru prima oară că autostrada Moldovei se finalizează. Veți vedea că lucrurile se vor mișca exact cum se întâmplă și acum. Mă bucur că, în sfârșit, după 30 de ani și după 15 ani de promisiuni de spitale regionale, am putut răspunde la aceste întrebări cu lucruri pe care deja le vedem.